Unul dintre cei mai importanti jucători ai formației Rapid Suceava în ultimii ani, Claudiu Sevaciuc, a fost foarte afectat de înfrângerea la scurt suferită în fața echipei FCM Bacău. Fundașul a anunțat conducerea că abandonează activitatea fotbalistică și nu s-a mai prezentat la antrenamentele din această săptămână. Fostul capitan al Rapidului nu a mai putut fi contactat pentru a-și motiva această decizie. În schimb, antrenorul Ion Buzoianu a mărturisit că respectă hotărârea luată de jucător și că nu va încerca să-l facă să se răzgândească.